Gold morning, Mr. Underwood. And the butchery begins. Bă, de-aseară nu trăiesc cu treaba asta în cap și nu mai pot să o duc în minte. Cum eram eu așa în mijlocul vieții mele, bă, eram așa. În parc. Așa, vine fiimea la mine, care se juca acolo, parc, nu știu, copii, chinezi, foarte mulți chinezi, după cum... Așa, o atmosferă generală așa de voiciune și de stare de bine. Și vine fiimea, mă, vine fiimea, pur și simplu la mine. Și ce credeți că zice? Zice în felul următor, uite așa face. Eroina mea. Bă, mi s-a făcut rău, m-au luat cu amețeală. Se învârtea parcul cu mine. Eram într-o stare de asta, nu mai puteam să-i zânia. Mai pun o dată, mai pun o dată. Bă, deși, vede, mă, am rămas uimac, pur și simplu. Eroina mea. Ce-i asta? Înregistrarea e făcută ulterior, îți dai seama că am vrut să redau în tocmai situația. Dar în momentul ăla așa, păi asta mă enervează din nimic, din senin, că era frumos. Vezi afară. Dacă îți lași copilul să se joace cu cine știe cine? Mă, deci eu sunt foarte atent la tot ce îi se întâmplă în jur, dar ei. Eu în mașină când urc și când merg, să presupunem că trăiesc în felul acesta. Uite așa, ascult, da? A, presupune că e așa la mine mașină. Așa. Bun. E clar despre ce e vorba, da? Așa. Știm cu toți. Și vine soția și zice, vezi că se urcă, Radu, ai grijă că se urcă fetele. Cam două fete, Daria și Harina. Ah, se urcă fetele? Ah, imediat. Nu, haideți, vă rog, urcați în spate acolo. Pac, pune-le centurile, totul în regulă. Unde mergem? Cu tare. Deci, o atmosferă generală, clasică, de educat copiii în stil baroc, să zic, renașentist, în stil... Mozart. Bun. Și vine în toiul acestui tip de educație pe care eu îl dau copiilor mei, vine și face așa. Ia. Eroina mea. Ce e asta? Eroina mea. Un cântec. De unde știi cântecul ăsta? De la Filip. Cine e Filip? Colegul lui Harina, băiatul. Da. Și de ce cânti ce cântă el? Pentru că îmi place cântecul. Îl cânta el? Da. Asta e Harina. A intervenit el. Adică s-a băgat și el altă mică și a plorat și a mai departe această situație bizară în care ne aflam. Bă, și acum am... Păi nu se poate, mă, în ce țară. Și eu m-aș fi enervat, adică... Adică problema, știi, că de unde vine? În vacanță, în timp ce eram în vacanță, apare această individă, că altfel nu pot să o numesc, așa îi zic, persiflan și superior, individă, Delia Matache. Cu o melodie dintre alea de-alea bizare, cu hop, hop, rupem patul, hop, hop, nu știu ce. Și problema nu e că doamna se simte ca acasă, nu e problema asta. Problema este că ea se adresează, are un public țintă, target, de sub 18 ani. Și atunci unii s-au revoltat. Dom'le, nu se poate. Bine, sunt părinți, da, nebuni, părinți nebuni, care s-au revoltat. Dom'le, ascultă copiii mei, așa ceva. Și a trimis o scrisoare publică către mămici, aș zicând așa, oarecum insinuan, mămicuțe, nu știu ce. Măi, mami, măi, țineți, mă, copilul, educă-ți-l, du-ți-l la teatru, nu sta, nu-l lăsa, nu știu ce. Era foarte sfătoasă în momentele acelea și explica ea cum ar trebui educați copiii celorlalți. E, ceea ce nu știe și scapă doamnei Delia Matache din incinta minții, faptul că acel copil stă cu tine de la ora 7 seara, 8 seara, să zicem, până, nu știu, până se culcă pe la 10-11 și în weekenduri. În rest, ea stă înconjurată de alți copii educați în fel, fiecare în fel și chip, cum reușesc. Eu n-am o problemă cu mine, adică melodia asta mi se pare mai puțin, deși e insinuantă, e clar că este insinuantă și că nu despre o eroină e vorba, ci despre heroină. E clar despre ce vorbim, că nu suntem chiar tâmpiți, dar să zicem cum piesa celor de la Carla Dreams, nu? Da, da, nu, în sfârșit, nu, deci nu contest piesa, nu e ceva dramatic, nu e ceva dramatic, dar în melodia asta e bizară, cu paturile rupte, cum știi, deci când te adresezi copilul, trebuie să ești un tip de responsabilitate, dacă faci emisiuni pentru copii, trebuie să te ducă un pic mintea la un tip de inteligență minimă, creatoare. Nu știu, bă, dar nu mi se pare. Bun, în sfârșit nu e o problemă, da, nu e o problemă. Problema este... Că una peste alta, ca să apară copiii, trebuie să rup patru. A venit Gianina peste noi. Șase a venit. Ce să spun? Șase a venit, gata. Trimis după covrici, n-aveau covrici. N-aveau. La Georgiana, covrigul imens, nu aveau covrici, aveau plăcite, aveau covrici mici. Aveau prăjituri cu bișine. Din sintagma asta, covrigul imens, rămăsese doar imens. Și am întrebat, dar scrie acolo sus, scrie sus covrigul imens.
Dar nu avem doamnă, momentan. Momental. Sunteți supărată? Am văzut că țineam așa telefonul cumva spre ea. Da. Dă seama brusc, așa? Aoleu, asta de la televiziune. Da. Dar mie mi se pare că acolo de fapt e un cuib. Mm-hmm. Tu crezi că se comercializează altceva? L-a luat covrigul, l-a luat... Dar e și vorba, da, da. Te-a luat covrigul. Da. Te-a luat covrigul, mă, nu știi, erai în om. Da, ăsta a luat toți covrigii pentru că el probabil pe toată... De fapt, acolo nu se comercializează covrigi. Da. Ci doar gaura de la covrigi. Nu știu, ne discutam lucruri destul ceva de importante. Trebuie să rup patul. Vai de capul auzit. Nostru. Vai de capul ceva, nostru, Gianin. Deci nici nu vreau să mă gândesc ce discutat. Nu, nu te, nu. Deci, vreau să... Ce vreau să trag așa, ca o concluzie generală asupra subiectului, ce mi se pare mie interesant în toată povestea asta, este ideea pe care o aud constant legată de faptul că tu ți-educi copilul. Deci tu ți-educi copilul acasă. Tu ai o perioadă de timp de 7 ani în care te duci copilul, ceea ce este total, total fals. Nu tu ți-le duci copilul, tu le duci, în, nu știu, într-un proporție de 20%, 25%, restul ți-le ducă până la urmă contextul țării ăstea, societatea. Societatea. Te educă el pe tine. Și apoi ajunge de te educă el.